Și am cumpărat lapte de vacă și mi-am dat seama că e extraordinar, e atât de diferite și are un gust atât de diferit și eu personal nu am putut să mănânc brânza din laptele de vacă. Era total altceva și culoarea și tot. Nu cred că m-aș putea obișnui. De la aia ce face. Să nu mi trânchești camera că te. Dana, lasă-mă în pace. Păi cuvintele sunt toate aici și trec pe aici. Am aici un furtun prin care vin și pleacă, știi? Haide, de. Ce te vrei tu? Am câte scăpinare vrei? Da. Hai, Dana, hai. Hai la mine, hai. Du-te de aici, că eu am de mers la discotecă după ce filmăm video ăsta. Nu te atinge de mie, că nu mi puțu aia capre, doar o sorășan. Nu, no. Nu știu ce să fac. Să stau se? Da. Astea sunt caprele noastre și suntem foarte bucuroși de ele, suntem foarte entuziasmați, nu-i așa? Ce faci? Du-te de aici! Deci, să te socotește, cum să trec de ăsta? Du-te, Silvi! Ia de acolo! Du-te de acolo, de la cameră! Ce vrei L-ai tu cu camera? La tine. Viață de... La ce să nu mi trânchești camera că te. Dana, lasă-mă în pace. Că tu ești foarte posesivă. Tu ai tu pretenții. Musai să filmăm și din unghiul ăsta să vedeți ce se întâmplă, pentru că Silvi acum ar vrea să ne mănânce camera. Ia-i cameraman acum. No, te-ai speriat, amu. E de acolo. Așa. Un pic de... Salutare, prieteni! Astăzi purtăm o discuție în gospodăria noastră despre capre și despre cât de mult ne plac nouă caprele și cât de mult ne-a afectat o pierdere importantă pe care noi am suferit-o anul acesta. Și încă o resimțim după 3 luni. O resimțim masiv, pentru că ne-a schimbat întreg conceptul despre creșterea caprelor și cum ne atașăm noi de ele. Ai vrut să zici tu ceva despre caprele astea care sunt foarte prietenoase? Ți-ar mânca fusta asta câte flori ai pe ea? Da, vreau să zic că... Vai, ce simpatic ești! No, în fine. Vreau să zic că capra este... Nu... Am avut-o pe Cuțu și ea era foarte drăgăstoasă. Vai, nu mi-aminti de Cuțu. Păi nu, tot timpul mi-aduc aminte când vin aici. Am avut-o pe Cuțu și ea era foarte, foarte prietenoasă și ne iubea foarte mult. Dar parcă Dana i-a luat cumva locul, așa. Deși nu e la fel de frumoasă ca și Cuțu și nu e la fel de... Nu e aceeași capră, pentru că Cuțu a fost o capră specială de-a dreptul. Da. Aveți, am zis că ți-am mâncat fusta. Ca cum... și atașament și Dana, de la început, de când o născut-o, e foarte, foarte lipicioasă. Da, s-a jucat și mult, s-a jucat deci, mult și copiii cu ea și... Da, și cu celelalte, dar parcă întotdeauna, prin grupul de capre, este una mai zăhăită, mai... Da. Aia normală, uite-te-le. Da, însă copiii s-au jucat cel mai mult cu capra care era cea mai afectivă. Da, care era sigur. Dana, din lotul pătat în anul acela, era cea mai prietenoasă și atunci ea stătea la ei leșinată, la ei în brațe și la copii le-a plăcut. Și uite că ea acum își perpetuează comportamentul pentru că știe că primește atenție, îi place atenția și ea e satisfăcută în felul ăsta. Deci ne bucurăm de ea. Și mă, minunez! Cum poți să ai atâtea cuvinte? Păi cuvintele sunt toate aici și trec pe aici. Am aici un furtun prin care vin
și pleacă, știi? Pentru un subiect atât de mic, tu ai... Cred că ai putea povesti o oră. Da, să știi că mi-a plăcut logica și filosofia la școală foarte mult. Da, și mie mi-a plăcut, dar... Ți-a plăcut, dar nu prea se vede. Nu știu, ai făcut logică și filozofie la școală? Am făcut logică și filozofie și aveam un profesor foarte drăguț. Serios, ai făcut? Da. Eu am dat și bacalaureatul din logică. Nu se vede. Serios. Logică, nu, dar filozofia... În fine, argumentare și genul ăsta de chestii. Poate unii dintre noi pur și simplu au o limbă mai... strâmbă și alții mai dreaptă. Ok, Mere, mai zici ceva? Da, te întreb eu pe tine acum. Tu ce părere ai? Cum te-ai obișnuit cu caprele după 5-6 ani în gospodărie? Da, păi face parte din viața noastră, nu... Par să fie animalele de care, mai multe sau mai puține, nu ne-am mai despărțit niciodată. Da, probabil, nu știu. Sau cel puțin unele dintre ele. Adevărul e că la cât de mult am iubit-o pe Cuțu și cât de mult am fost cu toții atașați de ea, după ce am pierdut-o pare că de toate ne-am putea despărți. Nu? Deși nu ne dorim asta la momentul ăsta, pentru că ne-am obișnuit atât de bine cu ele și vedem că nu-i bătaie de cap, au perimetrul lor și așa mai departe, dar a fost o pierdere extrem de însemnată și oarecum ceva s-a rupt. Conexiunea noastră cu caprele s-a îmbetonat atunci da, când... nu cred că s-a îmbetonat, ci e un răspuns de traumă când ai așa, mă știi? Refer că s-a îmbetonat mai, când au apărut mai... Cuțu. Când au apărut Cuțu am zis, bă, asta e capra perfectă. Care... Da. Și când ai pierdut-o sau când s-a pierit, a fost așa o traumă care te-a făcut să te gândești, mă, dacă pe cea mai bună am pierdut-o, păi, nu te mai atașezi din niciuna, știi? De fapt, pe cele mai bune le pierzi. Asta e treaba. Când ne-au zis alți crescători, mai cu experiență ca noi, cele mai bune capre îți mor. Și poate noi am greșit, că ne-am băgat așa cu capul înainte și am zis caprele le iubim, pe asta iubim în mod extraordinar de special, ca să observăm că tocmai aia o da colțul. Așa că, cu toate avertizările celorlalți crescători și prieteni care ne spuneau că cele mai bune capre pleacă sau mor... Da, cred că în general, la animale, așa, care sunt cele mai bune, se întâmplă să... Cum a făcut lupa, că anul ăsta am avut așa mai multe lovituri din punctul ăsta de vedere a pierderilor. La fel și lupa. Lupa a fost ceva extraordinar, ceva ce nu prea întâlnești ca și animal de companie, câine, companion. Da, a fost un cățel foarte bun. Dacă vorbim o paranteză mică despre lupă, a fost o cățelușă extraordinar de bună de pază. A fost foarte cuminte și docilă, atașată de noi ca familie, nu pleca din perimetrul gospodăriei noastre, care îi destul de mare, aproximativ un hectar. Nu era deloc agresivă, nu era... Foarte prietenoasă cu copiii. De copii. Era atașată și de animale, de capre, pentru că ea au crescut cu caprele și s-o învăța să le dea dintr-o parte în alta. Ne ajuta când mergeam la păscut cu ele. Deci a fost chiar foarte, foarte... Din punctul de vedere al comportamentului ei, cățelușa Lupa a fost o cățelușă excepțională. Din păcate a murit, s-a îmbolnăvit și a murit și am îngropat-o pe proprietatea noastră. Ne-o amintim cu drag în poveștile noastre în familie. Tot la fel și Cuțu. De-aia am zis Cuțu, pentru că era ca o cățelușă după noi, mai ales după mine, tot timpul prin gospodărie. Și foarte interesant ce ne-o da nouă de înțeles, mă liniștit că e un cățel de pază, orice se mișca. În orice parte a gospodăriei, ea era acolo cu urechile sus să vadă ce se întâmplă, să vadă dacă e un pericol sau dacă are ea vreo treabă. Un po' interesant. Stai, da. Că eu ziceam de Cuțu acum. Ziceam de Cuțu și am revenit la gândul la Lupa.
Dar Cuțu era... Cred că face sens până la urmă. Tot la fel și Cuțu era după mine constant. Ca și Dana, de altfel, foarte prietenoasă și... Dar parcă asta e, că nu ne mai permitem să ne atașăm atât de tare de un animal, știi? Exact. Nu-ți mai, nu-ți mai vine nu să te atașezi. Nu că ni-e frică că ar muri acel animal, dar cumva te gândești, mă, după ce să mă atașez după de tine, că... Nu să știe niciodată. Și pe tine probabil va trebui să te vând. Sau uite, asta era, că îmi ziceau alții, domnul Căpraru și alții. De obicei, caprele se îmbolnăvesc la probleme de sănătate cel mai mult cu mamită, mai ales care zici că sunt cele mai bune. Alea sunt capre care produc atât de bine încât mai devreme sau mai târziu apar probleme la pulpă. Fiindcă ori pulpa e foarte solicitată, ori la momentul înțărcării și așa mai departe, mamite, probleme de pulpă, de acolo mor caprele cel mai mult. Sau probleme de sănătate, însă Cuțu a murit chiar sinistru și dubios, însă știm că astfel de lucruri se întâmplă, Cuțu s-a sugrumat și e o pierdere pe care nu o putem înlocui în gospodăria noastră. No, ți-am mâncat o pinirotie. Aici sunt bune, uite-te, vezi, aici e mai bun. Ți-am spus? Da, asta vreau să te întreb că am început, bun. Așa. Ți-ai mai mărit urma sau ai rămâne așa cam la numărul ăsta? Cred că în ce privește numărul caprelor, noi ne-am cam lămurit unde trebuie să fim. Pentru că e un întreg ecosistem care duce la răspunsurile astea, câte capreții, are mare legătură și foarte important cu cât teren ai, cu ce utilaje ai care să le produci de mâncare și așa mai departe. Noi suntem o gospodărie mică în care n-avem utilaje de a ara, de a semăna, de a prelucra pământul, cumpărăm cereale, cumpărăm o parte din fân, ne străduim să ne facem fân de pe terenurile noastre, acolo unde se poate, însă e mult de lucru să hrănești. Ne plângem noi cu 7, 10, 12 capre, câte avem acum. Dar suntem limitați de faptul că n-avem utilaje, că avem o suprafață de teren redusă și nu doar asta, dar noi suntem într-o zonă deluroasă, unde e cam greu să faci fân, sigur. Satul ăsta are și pajiști și suprafețe drepte și relativ drepte și întinse, însă da, noi nu le avem. Nu le avem noi, dacă sunt suprafețe foarte productive, alea sunt foarte scumpe de cumpărat și iar că așa provocările se tot întind. Deci, la ce suprafață de teren avem noi? Cred că un maxim 7 capre la mult. 5-7 capre cât avem acum, nu avem nevoie de mai multe. Probabil așa că vom vinde în continuare ieduțe. Chiar și capre, poate că. Sigur că vom vinde și capre, dar acum nu prea mai avem ce vinde, că avem doar 2 capre pe care le-am mult anul ăsta și pe care le păstrăm. De fapt, le înțărcăm în perioada asta și restul de 5 care sunt montate, din totalul de 7, sunt ieduțe, care sunt prima dată la montă și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce producție de lapte vor avea. Da. Dar cred că am ajuns pe un... Cred că am ajuns totuși pe un platou în care ne putem da seama că 4, 5, 7 capre nu sunt prea multe pentru ce avem noi aici împrejmuit. E destul de comod să le mulgem și la mână, avem suficient lapte. Eventual să vinem la unii clienți, la câțiva clienți pe care avem. Uite și asta e o foarte prietenoasă. Uh-huh. Și cred că și asta e de la Cuțu, asta e fetița lui Cuțu. Fetița lui Cuțu care copiii noștri știu cum se numește, noi nu știm încă, dar probabil o să-i schimbăm numele în Cuțu sau în Bau Bau. Nu îi spunem Cuțu, că e prea dureros de fiecare dată când îi spui numele și te gândești la Cuțu. Da. Dar seamănă cu Cuțu, coloritul nu, dar forma capului și iubita, corpul, așa. Iubita tu, ce ți-e dor de măta? Scumpă de... Ai sub de la măta. Cred că mai dor ție de măsa, adică... Nu mi-a să dor, că nu stau să plâng după ea, dar când îmi amintesc... No, nu vă certați, că bă, tăi. Las-o în pace, haide. Hai, Dana, hai, că tu vii la mine, ea la Daniel. Hai. Las-o în pace. Hai, da. Nu fă tu pe șefa, că eu sunt șeful aici, între voi tăți. Hai. Hai, da, hai. Bate. Uh,
Bun, hai să vedem. Vrei să treci și un pic de la capre sau numai la capre vrei să rămâi? Doar la capre aici. Na bun. Atunci ca și hai concluzie, să încheiem. Ca și concluzie, mai ținem capre. Sigur că da. Am cumpărat recent niște lapte de vacă din care am făcut brânză, că mi-era foarte dor de brânză. Noi nu mai mulgem, nu mai consumăm laptele de la capre. Pentru și... că le înțărcăm și la două zile cât mulgem noi acum, nu se poate folosi lapte. Și am cumpărat lapte de vacă și mi-am dat seama că e extraordinar, sunt atât de diferite și are un gust atât de diferit și... Eu personal nu am putut să mănânc brânza din laptele de vacă. Era total altceva. Și culoarea și, și tot. Nu, nu cred că m-aș putea obișnui. De capră îi diferit. Și probabil că suntem obișnuiți cu produsele din lapte de capră și atunci nu e... Da. Nu-i ce trebuie. Cred că peste laptele de capră ca produse îi laptele de bivoliță și asta vom vedea de la Măriuca Deamuhă într-un an jumate, doi. Dar asta e viața. La țară muncești ani la rândul ca să crești un animal, începi să-l iubești, să te atașezi de el și după aia îți moare. No. Deci, nu suntem triști, nu suntem răvășiți de treaba asta, ne-a afectat, suntem un pic dezamăgiți. Dar iubim animalele și avem plan să le ținem în continuare. Spuneți-ne voi ce dificultăți aveți în creșterea animalelor în 2023 sau în anii viitori, care când vă uitați la acest video. Vă mulțumim pentru vizionare, așteptăm comentariile voastre, dați-ne un like dacă v-a plăcut acest video, vă salutăm și ne vedem data viitoare.